Zăpada are și ea părțile ei frumoase. La munte, pârtile au fost luate cu asalt de împătimiții sporturilor de iarnă și nu numai. Administratorii domeniilor schiabile de pe Valea Prahovei se așteaptă la cel mai aglomerat sfârșit de săptămână de până acum. Toate pârtile sunt excelente pentru schiat și săniuși, mai ales că acum stratul de zăpadă e natural. Turiștii care s-au grăbit să nu prindă aglomerația din weekend au pornit încă de astăzi spre stațiunile de pe Valea Prahovei. În predeal, toate pârtile, care au un total 7 km, au fost pline cu iubitoarei sporturilor de iarnă, care au vrut să profite de omătul proaspăt căzut. Și vremea a ținut cu turiștii, iar după câteva coborâri, toată lumea s-a relaxat în aer liber în vârful pârtiei. Cum este peisajul în vârful pârtiei? Excelent, e foarte bine. Am văzut că e imortalizat. Da. Mă bucur foarte tare de priveliște, e foarte frumos. De unde ați venit? București. Ați căutat zăpada? Da, de mult. Și în sfârșit. Superb. Da, e prima oară când venim la predeal. E prima oară și foarte frumos. Bine, suntem cam obosiți de pe drum de ieri, ne acomodăm repede și sper să fie un weekend frumos. Fie super. De-abia am venit, de jumătate de oră și e super. Ce v-a atras? Zăpada, în primul rând. Zăpada și atmosfera. La predeal, o cartelă valabilă o zi întreagă pe domeniul schiabil costă 140 de lei pentru adulți și 72 de lei pentru copii. Iar cei care vor să schieze doar o jumătate de zi trebuie să achite 80 de lei și 43 de lei pentru cei mici. Cum sunt părțile din predeal? Senzaționale. De mult n-am mai văzut părtile așa de bune și zăpada excepțională. În plin. Am colegi cu care schiez, învățăm să schiem. Te-ai bucurat de zilele libere de la școală? Da. Părtile sunt amenajate în totalitate, stratul de zăpadă are undeva la 50 de centimetri. Așteptăm să vină turiști, am înțeles că weekendul ăsta o să vină, se anunță un număr foarte mare de turiști. Vremea este frumoasă. Dacă v-ați făcut deja bagajul pentru munte, stați liniștiți. Găsiți zăpadă și mâine din abundență, chiar indiferent de zona pe care o veți alege. La Bâlea Lac, stratul de zăpadă depășește 1,5 metri. La predeal, zăpada măsoară peste jumătate de metru, iar turiștii se pot bucura de schi și snowboard și după lăsatul serii, pentru că instalația de nocturnă rămâne aprinsă până la orele 22 pe pârtia Clăbucet. Vă puteți bucura de pârtie și la Stâna de Vale sau Parâng, și aici stratul de zăpadă depășește 50 de centimetri. La Rânca, stratul are 20 de centimetri, numai bine pentru săniuși.